Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din The Sky Titans. Eu sunt The Legion Gamer, iar eu sunt alături de Blea. Și Andrei, ce mi-ai făcut? Ai... O să spui direct ce mi-am făcut. Înainte să începem episodul, comentariul zilei vine de la Dragonul Gaming, în fine. A scris super, în fine. Care zice, fă o fermă de găini automată și după distruge. Pe asta am și făcut. Da, timp de câteva ore eu și Andrei ne-am străduit să facem ferma automată și apoi am distrus-o. Deci, cu plăcere. Și am următorul tine, nu? Sper că ești mult de plăcere. Dar Andrei? Da. La mulți ani cu sănătate, să ne dea Domnul tot ce dorim, diamante senine. Da, Andrei! M-am mai speriat, oh my god, de lângă. Păi la mine, serios, nu-i la mine. Mama, am crezut că l-ai minat cu un pic, ești normal, doamne. Ok, ești pregătit? Ești pregătit? Da. Ha? Ești, mă. Da-ne, na-na! Da-ne, na-na! Na-na-na-na! Da-ne, na-na! Oh my god, oh my god! Mi-a picat patru dintr-un, sau trei, nu știu sigur. Băiat bun și adu-mi și mie niște stone. Hai. Hai să repar ultima gaură în pulul meu. Că după trebuie să mă întorc la rutina mea zilnică. Ghiși câte mi-au picat din 6. Ia. Nu-mi zic că le-ai scăpat aici. Nu, una, o am desit acum. Ghiși câte mi-au picat, ghiși, din 6. 10. 20. 14, what the fuck, Andrei? Da, o să mă fac gog, o să mă prinde acum, gata. Bă, nu pune cobblestone, dă-te naiba, că nu tu ai făcut drumul. Dar arată super. Bun, gata, hai să mă apuc de treaba mea. Ce treabă tu ai, treabă tu? Ce faci? Știu eu ce faci tot restul vieții. Sugi. Da, sugi. Da. Uitați, aici o să extindem. Tu ce faci? Zi-mi și mie ce faci eu episodul ăsta, că nu știu. Schimb podeaua din castelul central. Au, atât? Parcă puteți să-i ceva semne. În construcție! Da, exact. Momentan atâta, după avansăm. Dar trebuie să stau să sparg totul acum ce noi am. Da, uite o groapă. Lucii, dacă cumva ești în camerele secrete, astupă-le. Ce camere secrete? Mă apuc să sap și se vede jos ce faci. Nu știu despre ce vorbești. Zise ca dar... să știi doar. Da, ok. M-am prins. Sunt bad deștept. Ne-a scris cineva pe Skype. Yay, mesaje! A? Scuze de master, e foarte important. A? Edi Joacă și-a făcut un nou canal. M-auzi bine? M-auzi bine? Sau da. S-aude iar, bă? Da. S-aude vrei? Nu se aude. Ok, nu știu, primi un mască Edi Joacă și-a un canal foarte... Nu mai... Și dacă e jos, ia și tu cum se numește. Ia asta de pe jos. Nu mai sunt jos. Dar eu mă duc să-mi fac barul de streptes. Mă duc să minez lemn. Because I'm a boss as bitch, 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 bitch. Aole, se apucă să cânte. I came in like a wrecking ball. Nu e așa că eu mi-am greșit vocația și trebuia de fapt să fiu cântăresc. Dansatoare la bar? Aproape. O să fiu dansatoare la bar cât timp după ce-mi termin barul. Și atunci visul meu va fi împlinit. În sfârșit voi putea să fiu cine vreau eu să fiu de fapt. Și anume o parașut. Ce? Ce? Să fie un parașut, ok, da. Nu, n-am zis asta, Andrei, nu știu cine ești, dar o să te găsesc și o să te violez. Hai caută că nu o să mă mai găsești. Replica asta a fost, știi filmul ăla, cum se numește, în care este răpită fata și zicea la altă vorbă, nu știu cine ești, dar când o să te găsesc, o să te violez. Mi-a zis chiar așa, dar... Conște gunoi! Mă întreb dacă focul ăla e încă prins. Ha? Focul ăla e încă prins foarte. What? Deci Andrei, dărmăm basta de sugar cane.
momentan să ajung acolo să văd cam cum ar arăta. Și îmi pare rău să dărâmb o propunere. Ce propunere? Că ferma de zahăr a fost prima propunere, parcă. A, practic. Adică, da. Andrei, nu știu cum să fac bucătăria. Tu cum zici să fac bucătăria? Cu frigider. Ai vrei ceva logic? Bucătăria de la bar unde se gătește. Barul se gătește? Bucătăria de la restaurant, pardon. Fă un pământ să fie mai casual. What the fuck? Cum ți-o fac în pământ? Unele pub-uri cu ăsta, locația în pământ. Trebuie ceva, îmi pare rău că ți-am cerut, îmi pare rău. Și mie îmi pare rău că te-am ascultat. Deci, uite, aici vrei să faci ceva sau... A? Omule, tot ce vezi iarbă va fi ce vezi aici. Cât de greu. Ok. Nu am o fucking lopată, o să sar cu propriile mele mâini, berg, cum îl chema pe la berus, grill? Tipul care bea pișat. Da, să știi, Luci, că am o cultură atât de... Hey, Animal Planet, nici măcar nu era Animal Planet, era Discovery, oh my god, Andrei, asta a fost întrebare. O să stau să mă uit toată viața mea pe Discovery, știi cum? Oh my god, Andrei, nu vrei să devin cântăresc? Ce s-a întâmplat cu visul tău? N-are nicio legătură una cu alta. Dacă o să te uiți toată viața pe Discovery, ce o să mai faci după? Baba. Să-ți dau ție bătaie de fiecare dată când mai zici cuvinte de ăștia. Adică? Stați că-i trebuie un sinonim. O să vin și o să... Nu, nici nu știu cum să spun, să înțelegi tu. O să mă gălesc? La cât de mare tu popou, dacă fac chestia asta, îmi rămâne acolo. Da, fac! Ha? Ghi. Da! Ai tu pe să vorbești. De unde știi că am popoul mare? Adică serios acum? Ai venit în Craiova de enori. Nu-mi pasă, Andrei, nu mai vorbi niciodată așa, mă faci să troșesc. Nu mai vorbi despre popoul meu așa. Lasă Lucian președinte. Da chiar. Spuneți-ne în secțiunea de comentarii cine vreți să ajungă președinte. Probabil videoclipul ăsta va ajunge mai târziu decât trebuie, dar oricum. Ajunge, important e că va ajunge. Vreți să câștige Uie Monta sau Ionasis? Sau Ghinion. Uie Monta sau Ionasis? Așa e zis, ajungea colegii mei de clasă. Vorbește, mă, mumos, adică nu se poate. Ar fi, că am zis Puiemonta, nu știu ce-i Puiemonta. Știu și eu ce-i Puiemonta. Afișe peste tot în oraș. Puiemonta? Da. De unde sunt afișe cu Puiemonta? Sunt. E, uite-mi prost. Ok, we like a red. Luci, pune și tu torțe pe unde vezi întuneric, că dacă mă trezesc cu un creeper, fac urât. Da, Andrei, știi, aș pune torțe, dar... Te doare în fundă. Nu că e grav dacă mă doare în fundă. Nu știu cum să zic eu așa, ca să nu te rănesc, am treabă. Măcar dăm cărbune și ceva lemn să-l fac eu torțele, dacă ție atât de lene. Andrei, vezi tu, cărbune poți să-ți dau, dar... cum să-ți spun eu, n-am de... Azi Luci, nu mâine. Am zis că n-am lemn. Bă, cacă lemn. Bă, lemnul e tare, fundul meu nu poate, fundul meu mare de care vorbeai, Andrei, nu poate să scoată pe cur lemn. Uite, na, hai să-ți dau niște bețe, na, trei bețe și niște... Ei, bețe, băi, ești prea generos azi, te rog frumos. Eu. De obicei îți dăm două peste cur, dar acum... Are infect. Nu. Aș mai putea să zic la replici de ăștia. Tocmai a fost ars în fund. Da, și zicea de mine că-s gay. Dar nu-i vina mea că ai fost ars în fund. Verificat tu? Andrei, nu trebuie să verifica, să știu.
Inchiziția mea spune. Ea ta feminină? A. Cum ai putut să ghicești? Știu totul. Da, totul? Care a fost prima iubire a lui Lady Gaga? Și nu-mi pasă. Ai zis că știi totul, fuck you, Andrei, mi-ai spulberat visele. Da, Luci. Da, ce? Andrei și așa plictisitor asta seara, nu pot să cred. Hai să vorbim despre școală, pentru că... E dement, băiatul. Adică nu, adică petrecem atâta timp la școală, de ce să nu vorbim despre ea? Adică, eu, de exemplu, astăzi am dat lucrare la psihologie și am făcut tot. Da, facem psihologie în clasa 10. Wow, eu fac economie, te rog frumos. Serios? Deci după... deci în a noua faci chestia aia, cum se numește... cum se numește... Logică. Logică, apoi psihologie și apoi ce faci? Economie? Da, după faci filozofie, te rog frumos. Oh my god, vreau filozofie, vreau să fiu un filozof. Ai tu mutră? Poate, nu trebuie să ai mutră. Ai tu mutră de filozof la cum vorbești? Andrei, m-a ținut de tare să nu te înjur. Wow, deja am intrat în pământ de frică. Ar trebui, Andrei, sunt foarte periculos. Bă, Andrei, nu așa trebuia să reacționezi, trebuia să te caci pe tine de frică. De fapt e frică, dar rădă ca să mă intimideze. Sigur, Luci. Andrei, ți-am zis de atâtea ori să nu mai te bești în timpul filmărilor, să scoți... Nu, te mai bești. La o replici de ăștia am motive să mă băs. Ce ai zis acum, sfidează legile beșinilor. Sfidează legile lui... Da. În afară de furnale și de crafting table-uri, ce ar mai trebui să pui într-o bucătărie dintr-un restaurant? În afară de ce? Furnal și crafting table. Frigider? A? O, un frigider din dispenser și metal. Și cum pui dispenserul? Adică, da... Pui dispens, pui un bloc de aer. Ok, dar fac și chesturi cu mâncare, am uitat de alea. Ca țica la clasa întâi, vă rugăm frumos. Și de ce nu mi se văd torțele? Pentru că așa, gata. Da, chiar, Andrei, tu ești rasist? Ești? Deja că nu și nu mă mai repet. Nu te-am auzit când ai zis nu. Viața aparat auditiv. Nu, adică nu s-a auzit. În fine, am nevoie de glas. Prima dată trebuie să termin. Dar ce zici? Să las așa din geam chestia sau să schimb? Adică nu, sunt fine. Bă, cum părerea ta nu prea mă interesează, dar te întreb oricum ca să te ia fi întreabă, spune. Țin foarte apreciat la această replică. Hai, e, păi de asta te întreb, ok, spune. Yes. Să las cu glas? Aș cum vrei, restaurantul tău. Uite, vezi, de asta nu ți ceream eu părerea, Andrei, god. Ori ai fi zis nu, ceea ce nu vreau să aud, ori ai fi zis faci cum vrei, ceea ce nu vreau să aud. Atunci ce vrei să auzi? Da! Oh my god, un creeper a explodat în... Oh my god! Ce fa... Glumesc. Că vrei să rămâi fără dinci. Au, păiajul invizibil! What the fuck, era un păiajul invizibil? Liniștește-te, Luci. Andrei, de când au băgat păianjeni invizibil cărora le stărălucesc ochii? E mult chestia asta. E bine, eu sunt un noob, da? Uitați, a recunoscut! Nu, eu neg tot, da? Eu neg tot! Neg tot! A, nu știu de ce, dar cred că ferma asta de sugar o lăsăm aici. Parcă aveai planuri mari să distrugi, să faci un bar de... M-am răzgândit-o, merge și asta aici. Nu stric atât de tare peisagistica. Pleacă, o să plece. Mâine o să-mi treacă în... Și în cel mai rău caz ne putem, când ne gândim să facem altceva acolo, am putea să o distrugem, dar până atunci nu cred că are niciun... Dar avem mult spațiu de umplut. Exact. Probabil nu o să-l umplem niciodată, dar da.
Acă nu îmi plâng, ce faci? Vin la Craiova și dau de băut, te bag în pat și te violez. El povestește din experiențele lui. Asta este planul meu de la început, Andrei. A fost deja violat și povestește și el ce ar face. Mart, Andrei, nu, eu sunt ăla care violează, da. Dacă zici tu. Ce vrei să zici prin asta, Andrei? Crede nimeni, dar dacă zici tu. Asta a sunat mai pervers decât am crezut vreodată că va suna. Și 2014. Îmi fac sfărițele pe care le avem. Oh my god, Andrei, tocmai am omorât un squid. Mă simt un criminal și mi-a picat 5 ink sacuri. Ai omorât? Un squid. Oh, bă, gata, pușcăria pe tine direct. Nu, Andrei, te rog. Oh. Îmi place ce cum se transformă castelul nostru din The Sky Titan. Chiar îmi place. Mai simt bine. Oh. E timpul să folosim furnalele. Și să fărbăm sunt. Sunt. I want to break free. Dar ce vreau să zic, îmi trebuie bloc de iron pentru frigider sau pot să folosesc quartz? Același lucru. Nu e același lucru, o să folosesc quartz, putea să nu. Minde cum îți pare ție de frumos. Nu e neapărat, dar că amândouă sunt albe, dar quartzul, cum să zic eu, mai puține materiale. De iron mai avem nevoie. O să folosesc un bloc de quartz, dar mi se pare că n-am dispărut nici quartz, dar cred că l-am folosit eu. Și am uitat. Deci? N-am pierdut nimic. A. Bun. Nimic. Aproape să mă îndeplinesc scopul, bă! Să faci la bade 3 ori pe zi? Andrei, nu pot să cred, sunt mândru de tine. Ce aș mai putea să zic la așa ce? Nici n-ai ce să zici dacă pleci de ăștia. Creeper! Creeper! Nu, Creeper, nu, explodează, nu. Explodează! Explodează! Nu? Nu? Îmi pare rău. Nu, exploda! Nu, exploda! Nu? Dacă explodează, tu faci la loc, eu nu mai fac. My God, Andrei, trebuie să-mi înceapă trădarea. Trădarea? Ia uite, bă, de ce n-are el timp să filmeze? Andrei, e trădare, n-ai cum să înțelegi. Perește. E trădare. Da-ți-mi minte, Luluci, că nu prea are. Te rog, nu exploda, te implor, nu exploda. Frate, de parcă dacă ai implorat creeper-ul, va fi ceva de genul. Da, deci în tipul ăsta m-a implorat, sigur, nu o să explodez. Bă, e bine să roși frumos, chiar dacă știi că nu o să se întâmple. Da, Andrei, și de aceea tu ești... Orice ai zice despre mine nu e adevărat și surgi. Vreau să zic că ești deștept, dar ok. Da, sunt sigur că vrei să zici tu asta. E bine, ești deștept? Ce ai zis că nu e adevărat? Ok, mersi, știam și că ești deștept. Ai zis că nu e adevărat. E? Ce pozitiv e adevărat. Mhm, da. Nu poți să vii aici să faci regulile cum vrei tu, Andrei. Cine te crezi? Parașa satului? Deci chiar n-am ce să spun la astfel de replici, dar acum n-am. I want to break free. Oh my god, Andrei, deci... era o melodie country, astăzi la repetițiile pentru bal, da, sunt partener pentru bal, știu, mersi, am fost aleși și sunt foarte frumos. Și era o melodie pe care nu le ieșeau celor de-a 12-a și tot repetau și era Blow that marriage, blow that, oh my god, și m-a nebunit, am simțit că o să nebunesc pe melodia aia. Mă suportam. Traumele lucii de viață. Până la urmă le-a ieșit, frate, și am fost atât de bucuros că după ce au urmat concurentele și a trebuit să dansez, zice eu, da, dansez vals, știu, Andrei, sunt atât de sexy. Melucida, spui niște glume mortale, efectiv. Melucida, spui niște glume mortale, efectiv. Deci am auzit, a fost niște chizdomerie. Bravo, Luci, ai obținut titlul de cel mai mare papagal. Mai fi am nevoie de un topor.